și măsurabile. Lupta împotriva corupției, am spus, nu este o responsabilitate a statului, ci a fiecăruia dintre noi, pentru că viața ne este afectată în mod direct. Faptele de corupție nu sunt numai infracțiuni și atât, ceea ce vedem la nivel de infracțiune și la nivel de ceea ce se urmărește penal și se trimite în judecată este numai vârful icebergului. Foarte multe fapte de corupție rămân nepedepsite. Însă, în mod cert, toate faptele de corupție ne fură și mie și dumneavoastră ceva din buzunar.